Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat ieri într-o emisiune TV că nu exclude o candidatură la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar că decizia nu este una simplă. Nu e un lucru simplu și nici nu am discutat în cadrul coaliției, unde va trebui să luăm la un moment dat o decizie, una deloc simplă, care trebuie practic să materializeze formula în care vom merge, cu un singur candidat sau fiecare din formațiunile noastre cu câte un candidat. Până atunci mai avem timp, a afirmat liderul ALDE. Tăriceanu este în acest moment mai bine plasat în sondaje decât Liviu Dragnea, care vizează și el o candidatură la funcția cea mai înaltă în stat. Pe de altă parte, nu va fi o decizie ușoară a PSD, cel mai mare partid din România și care a guvernat cel mai mult țara după decembrie 1989, să nu aibă un candidat propriu la prezidențiale și să-l susțină pe Călin Popescu Tăriceanu. În așteptarea marii hotărâri a coaliției de la putere asupra candidatului de anul viitor, Tăriceanu a dezvăluit că îl preocupă funcția prezidențială și că se gândește uneori cum ar trebui să fie mandatul de președinte. Poate un pas mai sus ar fi, nu o candidatură ca mai candidat și în 2014, ci funcția prezidențială, ceea ce nu este un lucru care să spun că nu mă preocupă. Sigur că de foarte multe ori stau și mă întreb cum ar trebui să fie mandatul de președinte, cum aș face eu mandatul de președinte, ce ar trebui să fac pentru România. Pentru că eu văd o mare diferență între ce scrie în Constituție, cum este descris rolul președintelui și ceea ce se întâmplă în realitate, a spus liderul ALDE. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus recent că orice variantă este posibilă pentru candidatul coaliției PSD-ALDE la prezidențiale.